Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vreau să vă arăt cum vă puteți instala Rocket League Sideswipe, care a apărut chiar în clipa asta pe Android și iOS pentru anumite regiuni. Nu uitați să apăsați buton like dacă vreți episoade și ca să-l instalați o să trebuiască să... Ei au anunțat că este pe Oceania. Dacă ne uităm aici la Oceania, avem Noua Zeelandă, Australia, Fiji, Statele Federate ale... Microzeniei. Îmi cer scuze, Statele Unite ale Microneziei și Samoa și încă peste 15 state. Bun, ca să vă instalați varianta, trebuie să intrați pe App Store. Deocamdată vă arăt pe iOS, să vedem și pe Android poate găsim. Eu deja l-am pus la instalat. Am intrat la contul meu cum am făcut de obicei. Intrăm aici, intrăm la Country and Region și căutăm aici. O secundă să se încarce. S-a încărcat 5 Country or Region și dăm aici mai jos, dacă este pe iOS. Și selectați Noua Zeelandă, vă puneți datele acolo și după aceea vă bag automat. Intrăm aici, scriem o secundă că eu deja l-am pus la instalat să și vedem. Rocket League Sideswipe, uitați că apare și aici. Și este mai jos, uitați-l aici. Este oficial de la cei de la de la Phoenix LSC, are un giga joc cu categoria de sport. Și haideți să încercăm și pe Android. Ok, deci am intrat și pe Android, am vrut să verific ceva, ne conectăm cu Tunnel Bureau și căutăm aici Noua Zeelandă. Acum o să trebuiască să intrăm pe Play Store să ne facem un nou cont de magazin Play. Haideți să dăm aici să facem un nou cont. Dăm aici create account pentru mine. Punem tot așa un nume și prenume. Punem așa la buleală, dar trebuie să avem Tunnel Bureau activat ca să știți. 1999 masculin. Folosim asta. Punem o parolă. După ce am pus o parolă acolo, ia să vedem. Ok, am pus și număr de telefon, aștept să primesc de la Google codul. Ok, dăm aici că dăm skip. Așa, acela este contul nostru, făcut pe Noua Zeelandă. Express Personalization, că n-am chef să fac, da. Confirm. I agree. Haideți să vedem. Dăm că acceptăm termenii de la Google. Ia să dăm Rocket League Sideswipe. Dar n-are cum. E ceva ce nu e în regulă. A, cred că ești... Bă, nu. Ia să reintrăm pe Google. A. Zice că nu sunt logate. Bine, atunci. Facem așa. Da, se pare că pentru Android încă n-a apărut, nu știu ce au, cred că au o problemă cu Android-ul, că am încercat de al doilea cont făcut și încă nu-l găsesc. Da, îmi pare rău, e doar pentru iOS acest tutorial, am încercat. Cam atât și cu acest episod, la revedere!